Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihăiescu și în minutele următoare vă propun să descoperim împreună instrumentul Google Forms, instrument ce permite eliberarea mult mai ușoară a adeverințelor pentru o unitate de învățământ. Utilizând contul generat pe platforma unității de învățământ, puteți accesa acest formular Google Forms, ce permite colectarea numelui, dar și a statutului, respectiv a motivului și, în fine, a modalității de transmitere către beneficiar a adeverinței. După cum observați, totul poate fi realizat cu ajutorul Google Forms, construind un formular în care inserăm câteva elemente de identificare și câteva elemente ce țin de logistică. Prima întrebare, primul item, va fi cel legat de numele și prenumele solicitantului. Evident, vom alege paragraf sau răspuns scurt. Vom alege ca acest câmp să fie obligatoriu pentru cel care îl completează. De asemenea, clasa de la care provine elevul sau numele sau statutul de profesor, respectiv statutul de angajat al școlii, evident marcând din lista de tip drop-down unul dintre aceste roluri. Profesor, personal de didactic, respectiv elev. Vom merge mai departe și vom adăuga un nou câmp, câmpul în care solicitantul va preciza motivul pentru care solicită adeverința. Evident, aici putem alege tipul de selecție numit răspunsuri multiple, ridicare de la secretariat în format electric sau transmiterea pe e-mail. Iar în final, putem genera un link pe care să-l utilizăm atât în corespondența cu părinții sau cu elevii, respectiv cu angajații unității de învățământ. Acestea fiind spuse, vă doresc mult succes în activitate și sper că acest tutorial a fost util. La revedere!